Ce a făcut PSD-ul azi, vă întrebați? Păi PSD-ul și-a făcut campanie electorală. Poate n-ați remarcat, dar era foarte curat azi în Parlament. Lună! Știți de ce? Pentru că PSD-ul a măturat pe jos cu PNL-ul. Este fix ce merită partidul președintelui. Au fost 2 ani pierduți. 2 ani de încercări eșuate. 2 ani de instabilitate. 2 ani de criză economică și sanitară. 2 ani în care milioane de români au fost abandonați de stat. Da. Cât de trist este că am ajuns să spunem în România, da bă, Marcel de la Buzău are dreptate. Fix așa e, un stat care și-a abandonat cetățenii. Ăsta e statul român. Notă. Nu că statul ăsta nu și-ar fi abandonat cetățenii și pe vremea PSD-ului, cu Ciordache, cu Nicolicea, cu băieții. Dar tocmai de-aia românii au dat de pământ cu ciuma roșie și au pus la putere PNL-ul, nu? Împreună cu domnul Iohannis. Iar PNL-ul și Iohannis, am văzut ce au făcut. Hei, hop, în brațele PSD-ului. Am propus oameni cu experiență politică și administrativă. Am venit cu profesioniști care au performat în mediul privat. Doamne... Doamne, mor cu prostia asta când o aud. O spun și liberalii mereu. Aducem profesioniști din mediul privat. Auziți, da, niște profesioniști din mediul public. Nu găsiți? Nu? Știți de ce nu găsiți? Nu mă pricep eu, dar întreb. Cumva pentru că ați băgat în mediul public toți incompetenții de la partid? Toți șpăgarii nenorociți care trebuie să ia banii de la firmele care lucrează cu statul și să-i ducă la partid? Să fie asta? Nu de alta, dar toți privații pe care îi duceți voi prin guverne nu fac altceva decât să se gândească la privatizare. De ce? Pentru că tot ce știu ei să facă e în zona privată, nu în domeniul public. Sunt chestiuni foarte diferite. În zona privată avem profitul, din păcate la noi, cu orice preț. În zona publică e cum să faci ca tot mai mulți cetățeni să aibă acces la servicii tot mai bune oferite de stat. Că și asta trebuie să schimbăm. Atitudinea asta a statului în general, că noi lucrăm pentru el, nu invers. Nemarcele, notează-o și pe asta, da? Că observ că v-ați notat multe din ce spunem noi aici la emisiune și e bine, e foarte bine, nu e rău. Acum mai trebuie doar să le și înțelegeți și, mă rog, pe cât s-o putea, să nu mai ciordiți, bre, voi pesediștii. Chiar, Nea Marcele, în ultima vreme v-ați mai făcut analize la PSD? Analize în sensul să vedeți ce concentrație de ciordeală mai aveți în sânge. România trăiește în sărăcie, foame și frică. S-a scumpit tot ce se putea scumpi. Avem o inflație record, avem datoria să stăpăm prăbușirea nivelului de trai. Zi-mă cu cuvintele tale acolo, lasă că înțelegem noi. Să scăpăm prăbușirea nivelului de trai. S-a prăbușit, l-am scăpat în budă pe nivelul de trai, vorba aia. E, ce aveți, mă? Hai, nu fiți răi. Are și el emoții. Ce credeți, că e ușor să te trezești iar la guvernare după ce acum vreo 2 ani erai alături de Liviu Dragnea și vâsleai, te luptai cu undițele și cu statul paralel și îi puneai și șprizi lui șeful? În pandemie, cei bogați s-au îmbogățit și mai mult. Am venit la guvernare pentru a fi alături de firmele românești și de antreprenorii români. Vom aduce mai mulți bani la buget, dar și în buzunarele oamenilor. Aici mă așteptam să scoată niște tancuri cu bani din buzunarul de la piept, unde îi ține el, și să-i transfere în buzunarele românilor. Da, frumos așa. Foarte bun discursul lui Nea Marcel. Acum, Nea Marcele, dezechiparea, să te vedem și la joc, ce știi. Pentru că așa, la oral, toți sunteți Messi, mă. Să reținem, zic asta, PSD este instalatorul care acum se uită la țară și întreabă: cine va lucra, domne, aici? E dezastru. Altfel spus,
Ciolacu i-a tras-o PNL-ului ziua în amiaza mare. Nici n-a mai așteptat noaptea nunții. Am venit ca să reparăm dezastrul.